Salut voinicii mei, este vineri și după cum puteți vedea, suntem într-un lift foarte calm. Avem o altă muzică de lift, îți mulțumesc mult Lev pentru noul nostru imn. Bine, nu e imn, este muzică de lift. Din nou, Adi, Lev, prietena meu, mi-a făcut un jingle. Cred că sunteți cu toții de acord că sună absolut minunat. Suntem undeva pe plajă, nu știu. Oare o fi cineva pe plajă? Avem concurs săptămânal voinicului Tata. Extragere! Așadar, hai dragilor, să vedem ce jocuri avem puse la bătaie pentru astăzi. Avem donația lui Dani Mondial, Supra Ball. Avem donația lui Vlăduț Fir 2, Project Origin. Cine a scris? Erai cu metal? Ah, Torres. Da, mă, dar suntem într-un lift calm, că dacă ne băgăm toți într-un lift și bag metal, nu știu cât o să iasă din acel lift. E bine așa, e bine, e chill, e frumos, este vineri, stă să înceapă weekendul, e perfect. În acest lift ne simțim cu toții bine. După cum spuneam, Vlăduț, donația lui, Fear 2 Project Origin, Lord Quizzer, Spacecom, Diamond, Speedrunners, Torres, Another World, Kuro Ana, Shattered Planet și Grow Home, The Hacker, Evil Maze. Acestea sunt jocurile de astăzi și haideți să dăm un ultim refresh. Să vedem Captain Zorn, Metal Forever. Da, man, o să facem și un lift cu metal la un moment dat, nu știu, o să punem niște metale în lift. O să fie liftul mai greu și nu o să vrea să urce. Da, după cum am presimțit, ultimul înscris pe listă era Andrei, dar iată că avem niște întârziați și anume MLG Flappy Bird. Hai să te trecem și pe tine în listă. Suntem mulți, suntem 24, e bine, eu zic că e foarte bine. Perez Machine Gun. Să te trecem și pe tine. Și știți cât de mult Filmmeister, tu ești înscris deja, că ești voinicel. Bun, și cu asta am spus-o din nou, mă repet, fiecare voinicel sau voinic de bază este înscris automat de mine. Tore s-a băgat un ninja time, aveți un key acolo, dacă apucați să-l notați și să luați jocul foarte bine. Dacă nu, în înregistrarea pe care o voi pune pe YouTube după această extragere, puteți să luați de acolo repede key-ul și să băgați să vedeți ce joc v-a oferit Torres. În total 147 de voinicei, dar înainte să trecem la extragerea propriu-zisă, doamne, ce mă calmează muzica asta, așa-i? Voiam să vă spun despre Life is Strange Episode 1, care de acum a devenit free. Sunt 5 episoade în total, este o poveste foarte interesantă, este un joc pe care vi-l recomand să-l încercați. Este free pe Steam. O să las un link în descriere, dacă cumva, nu știu, nu vă merge search-ul. Life is Strange, da? S-a făcut free. Ce ai zis? Este free pe toate platformele, îmi spune avatara. Așa că dacă aveți PlayStation sau Xbox, puteți să-l luați și de acolo free. Bun, avem, cât am zis, 147 de voinici. A, și înainte să începem concursul, vreau să-mi cer scuze față de toți voinicii din zona mea, care... și eu m-am înscris. Da, man, te-ai înscris, Filmmeister, ești voinicel, tu nu trebuie să te înscrii, te înscriu eu automat. Dacă îți dai un search, uite, fii atent, facem așa, scriem fin doar. Ia uite, Filmmeister, voinicel, 120, ăsta este numărul pe care îl ai în tombola de astăzi. Ceea ce voiam să spun este că voiam să încerc scuze față de toți voinicii din zona în care stau eu, pentru că am observat că majoritatea s-au băgat în echipa galbenă în Pokémon GO, iar eu sunt în echipa roșie și tot timpul capturez gym-urile din zonă. Așa că, dragilor, nu vă supărați pe mine, sunt un roșu, sunt un Pokémon trainer cu Pokémon foarte puternici și am să cuceresc în continuare gym-urile, așa că îmi cer de pe acum scuze. Roșu forever. Ok, cât am zis? Doamne, 147, da? 147, așa că trebuie să mergem pe random org. Și da, domnule, lasă-mă să merg pe random org. Așa, și punem numere de la 1 la 147. Ce nu am făcut eu? Doamne, știu ce nu am făcut. Nu am updatat, am pus jocurile, dar e în regulă. Mai răbdați? Hai, mai răbdați-mă un pic. Și o să vedeți ce face Greuceanu în acest moment. Am să iau imagine, ca să știm cine și ce a câștigat, trebuie să fac această listă. Îmi cer scuze, am pornit acest live de la ora 9 și 5 minute pentru că am venit târziu de la lucru, este adevărat.
Și nu am avut timp să fac acea listă. Dacă țineți minte, săptămâna trecută vă spuneam cum fac eu înainte de fiecare live, din fiecare vineri. Și anume, trebuie să stau să vă scriu pe toți în listă și să am grijă să nu scape nimeni. După care mă duc la lista cu voinicii de vază și voinicei și vă trec și pe voi în acea listă. Și chestia asta mi-a timp. Și iată că astăzi am uitat să fac și această listă cu câștigătorii concursului. În dreptul jocului am să vă trec pe cei care câștigați, ca să-mi fie și mai ușor după terminarea live-ului să pot să vă dau premiile fiecăruia în parte. Așa că încă o dată îmi cer scuze că trebuie să fac asta de față cu voi. Astăzi a fost o zi încărcată. Sper să... Gata, uite, tocmai am terminat. Primul joc din această seară, Supra Bowl. Ia să vedem către cine merge. Generate! Și avem numărul 80. Primul din această seară este voinicul cu numărul 80. 80. Cotolo! Felicitări, Cotolo! Tu ai câștigat Supra Bowl. Și iată de ce făcusem această listă. Băi, Dan, poți să spui emoji din Steam în dreptul profilului? Băi, nu cred că poți, din câte știu eu. Da, Cotolo este primul câștigător din această seară. Hai să vedem cine va lua Fear 2, donația lui Vlăduț. Generate. Și avem numărul 91. Numărul 91. Nickshore. Felicitări, Nickshore. Ești un voinic de vază. Și iată, karma ți-a răspuns într-un mod frumos, dându-ți un joc. Spacecom. Ia să vedem cine va juca Spacecom, cel de-al treilea joc din această seară. Generate. Și avem numărul 112. Oare o să dau vreun miel în această seară? Rămâne de văzut. Alecul. Alecule, felicitări, tu ai câștigat Spacecom. Și urmează Speedrunners. Speedrunners este unul din jocurile mele preferate din line-up-ul din această seară. Așa că, hai, pumnii strânși și cine l-a luat? Please Gaben, zice Eskiller Sama. 133, cine este mai rapid se duce în listă și vede că câștigătorul este Slimy Beast. Felicitări, Slimy Beast, tu ai câștigat Speedrunners. Another World, de asemenea un joc minunat, un joc vechi care a fost refăcut pentru că spunea o poveste foarte frumoasă și mulți dintre fanii care au jucat acest joc au cerut ca jocul să fie updatat pentru zilele noastre, ceea ce s-a și întâmplat. Așa că avem jocul Another World de la Torres și vedem că va merge către numărul 28. Numărul 28 fiind nimeni altul decât... Stați așa, că trebuie să scrollăm. Numărul 28. Valgaș 98. Valgaș 98 la numărul 28. Frumos. Bun. Hey, hai, paste. Bun. Și mai avem 3 jocuri, Shatter Planet, Grow Home și Evil Maze. Dar prima oară o să dăm Shatter Planet, care va merge către numărul 136. 136. Stai, unde e lista? Ia să închidem aia. Așa. Întotdeauna mi se întâmplă chestia asta. Pică numere atât de random, că de-aia e random ORG. Și ce număr a zis? 136. 136 este Tiu-Tiu. Parcă ai câștigat și săptămâna trecută, man. Nu mă aduc bine aminte, dar așa am impresia. Ia să vedem. Da! Tu ai câștigat și săptămâna trecută. Felicitări, ai câștigat și săptămâna asta un super joc, Shatter Planet, felicitări. Grow Home, ia să vedem, cine va lua Grow Home? Mamă, ce m-a plăcut și jocul ăsta, pe ăsta l-am jucat pe PlayStation 4. Un joc de asemenea minunat, ia să vedem. Numărul 132. 132. Roman Torturweed. Felicitări, man. Tu ai câștigat Grow Home. Donația... donație de la Curoana. Și ultimul joc din această seară, donat de The Hacker, Evil Maze, se va duce către... sunteți aproape? Sunteți aproape? Hai! Ultimul joc din această seară, numărul 72. Cine să fie oare? Cine are numărul 72? DJ Scorpion, man! Felicitări! DJ Scorpion este o vedetă la noi în grup, pentru că multe, foarte multe din jocuri sunt oferite de către el. Am sute de jocuri de la el pentru voi. Buzz 2 Cure, foarte bine, bă, da, frumos, frumos. Cine a zis primul Buzz 2 Cure? Foarte bine, pentru că, într-adevăr, sunt două Cure. Și mă uitam să nu fi fost și la altele, nu. Într-adevăr, sunt două Cure de Evil Maze, foarte, foarte bună observație, da.
Mulțumesc, așa că mai avem un câștigător în această seară. Ia să mai dăm aici un enter. Ha-ha! Pa, voinicii mei, sunteți atât de pe fază, îmi place. E minunat. Evil Maze, încă o dată, hai. Ultimul câștigător din această seară. Ai zis de două ori, Torres. Dar știu, e greu, eu v-am mai explicat. Nu am două monitoare, e destul de greu. Hai, ultimul joc din această seară, numărul 89. Oricum, l-aș fi dat, nu știu, la un ninja imediat după emisiune. Ce număr era? 89, ia să dăm, 89. Mr. Panda! Mr. Panda, felicitări! Tu ai luat cel de-al doilea key de Evil Maze. Și încă o dată hai să ne uităm la premii, să vedem că nu mai erau încă două key-uri de altceva. Nu, tot e în regulă. Bun! Hai, încă o dată câștigătorii în această seară sunt Cotolo, Supra Ball, Nickshore, Fear 2, Project Origin, Spacecom a fost luat de Alecul, Speedrunner de Slimy Beast, Another World de Vanga, Valgaș, Tutu a luat Shutter Planet, Grow Home a fost luat de Roman Torture Weed și Evil Maze a fost luat de DJ Scorpion și Mr. Panda. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, urmează un weekend plin de gaming, eu vă pregătesc ceva frumos, atât ca tema concursului și premii, cât și pe canalul meu de YouTube. Dar asta o să vedeți în acest weekend. Spor la jocă și ne vedem în curând, asta vă promit eu. V-am pupat! Un weekend frumos!